Care sunt cauzele disfuncțiilor sexuale la persoanele tinere, active, și ce soluții există pentru astfel de probleme, atât la femei cât și la bărbați? Principala cauza problemelor sexuale la bărbații tineri este cea psihologică și soluția ar fi ca după un control andrologic care să stabilească că nu există probleme organice, ci doar psihologice, să consulte un medic, un psiholog care se ocupă cu aceste probleme. În ceea ce privește femeile, principalele probleme sunt cele de scădere a libidoului și de dispareunie sau vaginism, de durere în timpul actului sexual. Aici sunt foarte multe posibilități. Inclusiv, pornind de la cauze foarte simple, cum ar fi medicamente de răceală, de exemplu antihistaminicele, o clasă de medicamente care pot să usuce mucoasa vaginală și pot să dea dureri în timpul actului sexual și automat o scădere a libidoului. Și continuând cu simplele anticoncepționale, care pot să scadă și ele libido. Studiile arată că 43% din femei și 31% din bărbați raportează un anumit grad de disfuncție. De ce refuză să discute despre această problemă și să meargă la medic? În primul rând, refuză să discute datorită educației sexuale, care este deficitară la noi. Asociația pentru Medicina Sexualității din România a avut mai multe campanii de educație sexuală, uneori campanii paneuropene, uneori campanii naționale și încercăm prin toate modalitățile, inclusiv aceasta, să ajutăm la educația sexuală a românilor, lucru care reușim mai mult sau mai puțin, rămâne de văzut. Dar, în primul rând, datorită educației sexuale, este o problemă de care le e rușine. O problemă pe care, în primul rând, nu cred că vor să o recunoască, o problemă pe care nu o discută nici măcar cu partenerul, dar cu medicul. Într-un studiu pe care l-am făcut AMSR-ul în acum vreo 3 ani, se arăta că românii vorbesc în primul rând cu prietenii despre problemele sexuale și apoi cu partenerul. Medicul era undeva pe locul 5-6. Medicul și preoții erau pe la sfârșit. Oricum. Cum se poate rezolva această problemă? Păi cum se poate rezolva? Prin aceste campanii care să conștientizeze faptul că la un dat poate fi o suferință ca și alte suferințe de care nu trebuie să ne fie rușine și care poate avea rezolvare. Ce analize ar trebui să-și facă persoanele care suferă de disfuncții sexuale și cum pot fi tratate? Acum, în primul rând ar trebui să meargă la un androlog, la un medic care se ocupă cu așa ceva. Pentru că cel mai important în diagnosticul disfuncțiilor sexuale este anamneza. Cea mai importantă parte este anamneza, deci discuția cu bolnavul. În general, pacienții se deschid greu în fața medicului, vorbesc greu despre lucrurile acestea și atunci trebuie să ai răbdare și trebuie să acorzi mai mult timp unui astfel de consultații. Ori, în funcție de anamneză și în funcție de cauzele posibile care au declanșat disfuncția sexuală, poți să te ghidezi și la analize. Acum depinde. Pentru disfuncția sexuală există analizele, recomandarea ghidurilor de terapie. La disfuncția sexuală este glicemia, funcția tiroidiană, colesterolul. Sunt destul de puține analize recomandate, dar în afară de acestea pot fi verificați și markerii hormonali. E nevoie de un examen clinic general pentru a vedea dacă nu sunt cumva alte boli care să fie la baza acestei afecțiuni. Există vreo legătură între stres, stilul de viață, stilul de alimentație și disfuncțiile sexuale? Cu siguranță există o legătură între stres, alimentație și disfuncțiile sexuale. Nu știu dacă stresul singur poate să determine o disfuncție sexuală. În mod clar, stresul poate să scadă libidoul, deci poate să scadă pofta de a face sex. De aici și până la disfuncția sexuală există totuși încă un pas de făcut. La fel cu alimentația, care alimentele acum au atâția hormoni și hormonii ăștia pot interfera cu hormonii noștri și pot să facă lucruri rele pe acolo, inclusiv în ceea ce privește viața sexuală. Acum, foarte interesant este apropo de nutriție și apropo de tulburările de metabolism lipidic. Medicamentele hipocolesterolemiante, deci cele care se iau pentru a scădea colesterolul, în
tratament cronic pot să dea ele disfuncție erectilă. Deci poți să ai disfuncție erectilă datorită colesterolului crescut, pe de o parte, pe de altă parte, dacă faci tratament să scazi colesterolul, medicația respectivă o să poată să-ți dea și ea disfuncție erectilă. Așa că l-am dat eu un cer vicios. Ce rol ar trebui să joace educația sexuală în școală și la ce vârstă ar trebui introdusă? Am mai auzit întrebarea asta și nu știu la ce vârstă ar trebui introdusă. Dat fiind faptul că pubertatea apare tot mai devreme, adică știu și eu, la 12 ani am văzut că apare ciclul la fetițe și băieții încep să se dezvolte mult mai devreme, cred că la vârsta pubertății ar trebui introdusă. 11 ani, 12 ani, dar ar trebui să gândească ea care fac educație. De ce nu se face suficient în domeniul ăsta? Pentru că nu interesează pe nimeni, probabil. Sau interesează prea puțină lume.